Uneori, ca să faci loc noului, trebuie mai întâi să demolezi. Am demolat templul fotbalului românesc și am făcut loc viitorului templu. A însemnat foarte multă muncă, în special muncă de creație, la nivel de proiectare, la nivel de bugetare, la nivel de execuție. Credem că va rămâne în istoria firmei noastre. Sacrificiul n-a contat la acest stadion pentru că a fost făcut cu suflet. Iar atunci când lucrezi cu suflet, sacrificiile nu contează. Totul a început în martie 2018, când pe site-ul de achiziții publice SICAP, CNI-ul a publicat anunțul de proiectare și construcție a stadionului Steaua. La această ofertă, cred că și-au adus contribuția peste 50 de oameni și la câteva săptămâni după ce a fost analizată oferta asocierii, am primit comunicarea CNI-ului prin care eram declarat câștigători. Atunci mi-am dat seama că, de fapt, greul atunci începe pentru acest obiectiv. Gestionarea s-a făcut în paralel de o echipă de TESA care s-a ocupat de la relația cu proiectantul, relația cu beneficiarul, de contare, arhitectură, structură și, nu în ultimul rând, relația cu toți muncitorii care au lucrat aici. Structura de rezistență a stadionului este compusă din trei mari părți. Partea de beton monolit, care se regăsește în zona de infrastructură și parțial suprastructură, unde am avut în jur de 46.000 de metri cubi de beton și 4.700 de tone de armătură. Cea de-a doua parte, elementele de beton prefabricat, pe care sunt așezate scaunele. Cea de-a treia mare parte de structură o constituie acoperișul, de aproximativ 2.500 de tone, structura principală, și zone de policarbonat pentru a permite luminii să intre în interior, pentru a facilita creșterea gazonului. Am executat un teren de fotbal și rugby de 8.900 de metri pătrați. Este alcătuit din rulouri de gazon natural, ramforsat cu fibră sintetică. Pe partea de sanitare, cred că au fost în jur de 40 de kilometri de țevi, inclus sunt instalații de stingere a incendiului, apă, canalizare, pluviale. Puterea centralei termice dedicate acestui stadion este undeva pe la 4.650 de kW. Ai putea încălzi peste 350 de apartamente de 100 de metri pătrați fiecare. Am încercat de la început cu echipa de proiectare să păstrăm ceva din spiritul vechei arene. S-a dorit un stadion mare, un stadion cu multe funcțiuni, asta în ideea de a transforma stadionul, nu doar o clădire pentru un eveniment pe o săptămână sau la două săptămâni, ci pentru a-l transforma într-o clădire care e utilizată zilnic de grupe de copii, de adulți, de seniori, de juniorii clubului, pentru diverse sporturi. Stadionul se încadrează la cea mai înaltă categorie din punct de vedere al iluminatului. Avem 254 de proiectoare alimentate prin 35 de kilometri de cablu. Din punct de vedere al sonorizării, avem 74 de difuzoare a 500 de W. La momentul ăsta e singura nocturnă din România echipată cu sistem DMX pentru jocuri de lumini, atât cu proiectoarele pentru nocturnă, cât și cu proiectoarele pentru iluminatul arhitectural. Probabil că nu mă mai întâlnesc în viața mea profesională cu așa ceva. Chiar e un stadion frumos. Mi se pare că e o bijuterie.